Inspectorat drept. Inspectorat Petrol pe stânga. Domnule subprefect, stimați invitați, doamnelor și domnilor ofițeri, maiștri militari și subofițeri, bine ați venit la ceremonia ocazionată de inaugurarea unui echipaj ZMUR în cadrul gărzii de intervenție Vurezani. Vom deschide această ceremonie prin intonarea imnului de stat al României. Primar, stimați invitați, dragi colegi, știm cu toții importanța serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare pentru comunitate. Știm cu toții eforturile pe care le fac atât pompierii care încadrează aceste echipaje, cât și medicii. Operaționalizarea unui echipaj MURD înseamnă pentru un inspectorat pentru situații de urgență noi responsabilități, dar sunt responsabilități pe care ni le-am asumat cu plăcere, știind că astfel venim în sprijinul oamenilor, că astfel oamenii vor aștepta mai puțin până să primească ajutor, atunci când au cea mai mare nevoie de el. Începând cu data de 4.02.2012, în cadrul inspectoratului a fost operaționalizat serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare. Am pornit la drum atunci cu 3 ambulanțe tip B2, una la detașamentul de pompieri Târgu Jiu, una la detașamentul de pompieri Botru și una la secția de pompieri Târgu Jiu. Aceste echipaje ulterior au fost completate începând cu luna decembrie anului 2015 cu autospecială pentru transport personal și victime multiple. De la înființare până în prezent, echipajele noastre SMURD au intervenit la peste 13.000 solicitări pentru acordarea primului ajutor medical calificat, acest lucru scoțând în evidență importanța SMURD-ului pentru comunitatea din județul Gorj. O mare problemă în desfășurarea activității SMURD din cadrul secției de pompieri Turceni a reprezentat-o timpul mare de răspuns cauzat de distanțele foarte lungi, uneori peste 80 de kilometri, pe care trebuia să le parcurgă acest echipaj pentru a interveni în raionul gărzii de intervenție Vurezani, referindu-mă aici la comunele Dănciulești, Stejar, Logrești, Bustuchin, Crușeț, Stoina, Căpreni, Licurici,
Berbești și, bineînțeles, Cureșani. Cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, instituția noastră a primit, prin redistribuire, o ambulanță tip B2 în vederea operaționalizării unei echipaj MURD în cadrul gărzii de intervenție Cureșani. Această autospecială va fi încadrată cu ofițeri absolvenți ai cursului de prim ajutor calificat și va fi dotată prin grija UPUS MURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu medicamente și materiale sanitare conform standardelor în vigoare, iar participarea la intervenții va fi coordonată prin dispeceratul întrecat ISU SAJ. Le urez mult succes colegilor mei care vor încadra această autospecială și sunt convins că vor da în continuare dovadă de profesionalism și promptitudine în îndeplinirea misiunilor ce vor fi încredințate. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mulțumesc instituției prefectului județului Gorj, reprezentantă astăzi de domnul Florin Ajroca, subprefectul județului Gorj, pentru sprijinul oferit ori de câte ori am avut nevoie de ajutor. Totodată mulțumesc Consiliului Județean Gorj, care a dat dovadă în repetate rânduri că unele din prioritățile instituției noastre sunt și prioritățile instituțiilor pe care le are în atribuție Consiliul Județean. Mulțumesc de asemenea tuturor șefilor instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență pentru buna colaborare și pentru profesionalismul de care au dat dovadă atunci când a trebuit să ne unim forțele pentru a veni în sprijinul cetățenilor. În ultimul rând, mulțumesc domnilor primari, în special domnului primar Cârstea Gheorghe, primarul Comunei Cureșani, pentru implicare și pentru aportul logistic pe care l-a adus la îndeplinirea acestui obiectiv. Vă mulțumesc! Stimați invitați, urmează slujba religioasă. Inspectorat descoperit! Mulțumesc foarte mult în nume personal și în numele instituției prefectului județului Gorj pentru această invitație și țin în mod special să vă felicit pentru această realizare. Este un moment important în viața comunității, dar și a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Gărzii de Intervenție Cureșani. Trebuie să menționăm aici și să mulțumim celor care de-a lungul timpului s-au ocupat permanent, preocupat permanent în dotarea și sprijinirea serviciilor pentru situații de urgență. Și aici aș enumera în primul rând insistențele prin Ministerul Afacerilor Interne și a Secretarului de Stat, Raed Arafat. De asemenea, trebuie în egală măsură să mulțumim și să apreciem eforturile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și nu în ultimul rând al Consiliului Județean Gorj pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut prin realizarea proiectelor de finanțare cu fonduri europene și realizarea unor dotări importante pentru desfășurarea activității noastre. Vă doresc în continuare o colaborare foarte bună cu toate aceste instituții și cu autoritățile locale, pentru că știu că este o colaborare de urgență, deosebită la nivelul OAT-urilor din această zonă a Văii Amaradia. Și salut aici prezența domnilor primari care au venit alături de colegii dumneavoastră pentru a fi prezent la acest eveniment deosebit de important în viața comunității. Vă doresc mult succes în continuare și multe realizări în plan profesional și în plan personal alături de familiile dumneavoastră. La mulți ani și mult succes!